Așa că asta e. Tu stai acasă proastă și vezi este treabă, că eu îmi fac de cap prin oraș. Nu e așa. Eu nu știu ce te așteptai tu. Să mă împrietenesc cu ea? Să închid ochii? Nu mă așteptam la asta cum ar fi fost. De asta ți-am spus. Dar-ți doreai? Îmi doream, știi bine că nu pot să-mi doresc așa ceva. A, deci nu-ți doreai. Ți-o doreai doar pe ea. Adriana, eu știu foarte bine că altfel nu se poate. Dar de ce nu? Sunt unele femei care atunci când află că bărbatul lor le înșală, zic, lasă-l să mă înșele. Asta-ți imaginai și tu? Nu imaginam nimic, de asta ți-am spus. Eu așa cred că e corect. A, și ce te aștepți acum? Să te laud că ai fost corect? Bravo, Paul. Mulțumesc mult că mi-ai spus și că mi-ai distrus viața. Adriana, te rog eu frumos. Mi-ai distrus viața, ce? Am zis ceva greșit? Ce mă tot rogi? Te rog să înțelegi că și eu sunt distrus. Sunt rupt în bucăți în momentul ăsta. Da? Dar de ce ești așa de distrus? Pentru că nu vreau să suferi. Și pentru că știu ce pierd. Extraordinar. Tot tu faci pe victima. Nu fac. Măi, ție chiar nu ți-e rușine? Ce joci aici tristețea cu mine? Ești penibil. Bine, sunt penibil.